Cum judeci? Ca să vedem ce... Uite, să facem un exercițiu, da? Un exercițiu care se face, de exemplu, da, în tren, între două orașe, te-ai așezat și în loc să faci un rebus sau să te uiți pe fereastră ca să treacă timpul, ea încearcă să gândești această problemă. Ia zi. Începi cu Moldovan, care este idolul tribunei. Mă gândeam că ai spus, da? Să vezi ce mă întreabă de Moldovan sau Radu. Încep cu Moldovan și toată tribuna și toată lumea va fi la picioarele tale și în spatele lui să-l ajute. Sau continui cu Radu. Sau continui cu care Radu, este pe hârtie cel mai avizat în momentul de față. Da, portar în serie. Deci eu sunt selecționerul acum, da? Da, păi de asta ți-am spus. Bun. Un exercițiu. Am început cu Radu, meciul cu Finlanda. Are 60 sau 70, nu mai țin minte, de meciuri în serie în momentul de față și vreo 30 în serie B. La 25 de ani. Horațiu Moldovan are un sezon și jumătate din punctul meu de vedere de fotbal la nivel cât de cât înalt. Liga 1 la Rapid. Și când zic nivel, n-am mai referit cu suporteri, cu miză și așa mai departe. Da, joc cu Moldovan și spun de ce. Am nevoie de tribune, cum spuneai tu. Am nevoie de tribunele Giuleștiului. Toată lumea se așteaptă ca tu să-l bași pe Moldovan în Giulești. Toată lumea se așteaptă ca publicul să fie poate chiar ostil dacă nu-l bași pe Moldovan. Eu am văzut reacțiile și sunt sigur că și selecționerul a văzut reacțiile din social media când ProSport a anunțat că Radu va apăra. Da, unii vor spune, nu domnule, trebuie să gândești numai fotbalistic. Da, dar există diferența valorică chiar atât de mare între Radu și Moldovan. Radu este în momentul de față portarul incredibil, este Alisson Becker în momentul de față? Nu. Păi atunci, mai mult decât atât. Și mai e ceva, că tu știi foarte bine, toate stadioanele la Talavera au aceeași mărime, obligatorii. Dar nu e așa. Nu e așa. Jucători. Jucătorii au repere pe care și le-au și aici. Dacă nu ești jucător, poate n-ai cum să... Sau un om care se urmește atât. Reperul, nu știu... Panou cu reclame. Totul, de mușuroiul, de, exact, de furnici. Exact. Care ori, e mai... ori Moldovan știe în momentul de față acele două porți mai bine decât oricine. Asta spun, dar nu cred că se va schimba nimic, pentru că dacă e ceva ce îi reproșez lui Edi, pe care altfel îl susțin, este rigiditatea aceasta de care dă dovadă în schimbări. Este foarte conservator. Hai. Și când anunță schimbări masive, la el schimbări masive sunt că n-a mai selecționat un jucător și că a schimbat primul 11 un pic. Încet, încet va face ordine și aici. Deci argumentele tale stau toate în picioare pentru Moldovan. Și eu aș începe cu Moldovan din aceleași argumente. Dar hai să găsim argumentele lui. Îi dau poarta tot lui Radu pentru a-l fixa până la urmă, da, și ai da... Adică să fie nouă portare al echipei naționale, de a-i, de a-i da încrederea că de acum începe și era. Și încă un meci până încă când meci. Începe treaba cu adevărat. Exact. Okay. Doi, vreau să arăt și tribunei și tuturor că echipa națională a României nu depinde de nimic și de nimeni. Nu mă interesează dacă joc la Craiova, nu bag niciun jucător a Craiovei dacă nu merită. Nu mă interesează dacă joc la... Farul, nu joacă nimeni. Correct. De la Farul, pentru că eu cred că asta e echipa națională. Dar experiența marilor maestri, între care și cea a tatălui său, spune altfel. Iordănescu a jucat cu Ganea Ionel când era la Craiova, la echipa națională. Mircea Lucescu, când a dus România în meciul cu Cipru 3-1 la Hunedoara, a jucat cu Văietuș și cu Bogdan. Deci istoria de la ne învață. Corvinu, da? Istoria ne învață. Niciodată Bogdan, care e azi unul dintre observatorii foarte bune ai ligii profesioniste, nu era comparat, cum să spun, nu intra în discuție față de Ungureanu. Dar atunci a jucat Bogdan, pentru că tribuna era de siderurgiști de la combinatul siderurgic Hunedoara. Și trebuiau să-și vadă un om al lor. Depinde cum gândește fiecare. Sunt variante deci și Moldovan variante. E Văietuș din punctul tău de vedere. Ca să Moldovan este, poate fi. Este Bogdan, să spunem. Așa. Că Văietuș juca mai în față. Știu multe exemple de genul ăsta. Ștefan Covaci a jucat cu România-Spania 2-2 la Craiova și a titularizat pe Marcu și apoi a intrat pe parcurs și Crișan, cele două extreme ale Craiovei.
nu mai erau loc de altcineva, deși altă dată acolo juca Marcel Răducanu, Lucescu, cine... E, Troi... Vreau să discutăm un pic mai strâns despre aceste urne pentru preliminariile de la Euro 2024. Eu sper că vom fi acolo cu Edi Iordănescu. Sper că vom putea să-l vedem cu adevărat, să-și facă o strategie pe... Să văd meciul cu Franța sau cu Spania sau ce joacă el acolo. Exact. Bun. Uite, astea sunt urnele. Ai cuvântul. Cum ți se pare în primul rând? Noi suntem în urna 3. Avem niște zaruri de fugă, ca să spun așa, din urna 1. Adică, mie nu mi-ar fi frică de Ungaria, ba din potrivă, mi-aș dori Ungaria, în ciuda parcursului extraordinar. Hai să te văd cum îți formulezi răspunsul. Pentru că există în istoria fotbalului românesc anumite meciuri. În general, meciurile cu vecinii. Pentru noi, meciurile cu Iugoslavia, cu Ungaria, cu Bulgaria. Au reprezentat întotdeauna niște meciuri în care, eu știu, tradiția, orgoliile reușeau să surmonteze valoarea din teren a jucătorilor, fie că era de partea lor, fie că era de partea noastră. Deci aș alege Ungaria. Asta vreau să spun. Fă-ți tu o grupă cum ți-ai dori eu pentru România. Caut ceva și din ce știu... dacă nu-mi scapă, nu știu dacă nu cumva era în prima ună. Cehia, nu mi-apare Cehia. Așa. Deci, aș alege Ungaria, aș alege Israelul, Bosnia sau Țara Galilor din urna a doua, mi-e indiferent cu oricare dintre ele. Din urna a patra m-aș feri... Păi sunt doar 37 de echipe din 53, de-aia nu ți apare Cehia. Așa, că așa. Mai sunt câteva care încă nu și-au obținut statutul în grupă, dar încă oscilează. Așa. M-aș feri de Turcia din urna a patra. Mi-ar fi absolut indiferent orice echipă din urna a cincea sau a șasea. Deci... Poți să-mi fac și eu repede... O grupă, Ungaria, Țara Galilor, Luxemburg, Letonia și San Marino, cred că ne duce la Euro. Deci tu ai gândit-o pragmatic. Ce-ai vrea să te ducă la Euro? Acum hai să zic ce mi-ar plăcea mie să văd. Păi restul e infern. Da. Eu aș vrea Italia, okay. Franța, Suedia, Grecia. Suedia nu poți, că e cu noi. Scuze. Așa, da, peste urna 3. Grecia. Da. Așa. Vorba ta, urna 5 nu contează. Gibraltar, că e frumos. E frumos acum. Așa. Iar urna 6 la fel. Hai să zicem San Marino. Da. Ca să avem ce să scriem. Bine, interviurile cu companiu exact. Și așa mai departe. Exact, clasicele interviuri. Exact. Da. Hai să lăsăm acest antrenor tânăr să vedem lucreze. Ce poate face cu niște cai mari. Da? Cu poneii lui. Cu armata noastră mică pe care o avem. Nu mai avem scriitorii, nu mai avem formațiile de muzică, nu mai avem jucătorii de tenis, nici fetele de la gimnastică și nu mai avem în general mare parte din sport. Dintr-o anumită, eu știu, prefacere a societății. Cu ce avem, el trebuie să facă ceva, să arate că se pricepe la meseria asta de antrenor, dar mai ales de selecționer, care e altceva decât ce înseamnă un antrenor. Eu am încredere în el, mă bazez pe seriozitatea lui, pe faptul că oglinda asta care îi se pune tot timpul în fața, te-a pus pe pile, ești băiatul lui tata, cred că pe el îl doare mai mult decât mă doare pe mine sau pe oricare dintre noi, da? Pentru că el trebuie să-și ducă crucea asta. Atenție, noi vorbim de un bărbat tânăr care e plin de bani, care putea să-și aleagă o echipă de club și unde să se distreze, atât vorba lui Păunescu, atât în țară, cât și peste hotare. A luat această căruță, dacă vrei, că încă nu e